Ca să se trezească, el îi sărută ochii. Norii se rupeau bucăți pe cer. Luna, roșie ca focul, se ivea prin spărturile lor risipite, iar pe sânul lui, Făt Frumos vedea cum înfloreau două stele albastre, limpezi și uimite, ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună. Făt Frumos din lacrimă. Mihai Eminescu. Draga Elena, spune-mi dacă știi ce este aia o pască. Pasca? Da. Este ceva ce noi punem pe masă de Paști. Alina, cum este corect? Păști sau paște? O pască este un fel tradițional de Paști. Dacă avem o pască, la plural ar trebui să fie... Păști sau paște? Păști sau paște? Să-l întrebăm pe domnul, vorbește corect, să ne lămurească. Cum e corect la plural, domnul vorbește corect? Nu știu. Păști? Sara trebuie să știe. O păști. Pască, mai multe... Păști. Păști? Păști, mai multe paște? Păști. Hai să aflăm. Nu știu, Alina trebuie să știe. Și mai sunt substantive care sunt, se cheamă defective de plural, că nu au plural. Sânge, de exemplu. Sânge e un singur cuvânt, poți să spui sânge. Mai... Bravo, Alina! Ai ghicit! Pască nu are mai multe înțelesuri. Adică nu se poate spune la plural. Nu se poate e defectiv spune la de plural. Plural. Ai văzut că am nimerit-o! Bravo mie! Și ție! Și domnului vorbește corect! Nu, că eu nu știam. Pasca este un cozonac tradițional făcut din aluat dospit umplut cu brânză de vaci pe care îl mâncam cu plăcere cu ocazia sărbătorilor de Paște. Oricât de multe bucăți ai mânca, trebuie să știi că substantivul pască nu are plural. Alina, cum e corect? Bări sau bare? O bară, două sau mai multe bări sau bare. Cum să fie corect, Anastasia? Să ne gândim. Bări sau bare? Eu știu. Mie spune. Bări. Bări? Bări. Bare? Bări. Hai să zic eu o bare și vedem ce zice domnul corect, că el e șeful. Deci, bări rog. Sau bare? Având în vedere faptul că avem două opinii diferite, corect este bare. Bravo! Bară, plural bare. O bară este o bucată lungă de lemn sau de metal cu multe întrebuințări. Este folosită chiar și pentru a face sport. Exercițiile la bară pe care le fac gimnaștii au mai mult efect decât să mănânci spanac precum Popei Marinarul, deși spanacul este foarte sănătos. Poți să fugi de ea prea bine, că tot vine după tine. Aha, ceva care mă urmărește, care va să zică. Ce poate să mă urmărească? Știi ce, Sara? Umbra! Este corect? Tu ce crezi, Sara? Da. Umbra! 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 Mama mi-a zis că orice pe lumea asta găsești o soluție. Ce soluție trebuie să găsesc eu ca să vorbesc corect? Că nu prea vorbesc corect. Băi, trebuie să repeți și să întrebi pe mama sau pe tata sau pe bunica sau pe bunicul, oricine că l-ai aproape, să-l întreb dacă așa, eu am probleme cu care sau cu pe care. Asta e cea mai mare problemă a mea. De ce ți se pare greu? Păi trebuie să zic la unul și că după 2-3 minute îmi dau seama că trebuie să zic care sau pe care. Și de-aia mi-e foarte greu. Da, am avut noi în sezonul trecut. Mai ții minte, domnul vorbește corect. Care sau pe care, nu-s prieteni buni, pe oamenii cam încurcă și le dau cam mult de furcă. Cartea care sau pe care o citesc doar la culcare. Găina care sau pe care face ouă la întâmplare. Corect e cartea pe care o citesc doar la culcare. Și găina care face ouă la întâmplare. Fără citi nu poți să faci nimic. De exemplu, dacă eu aș avea acum 4 ani și n-aș ști să citesc, vorbește corect. Chiar nu știam. Deci s-a tras când am zis, da? Deci am trecut testul la liceu.